Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Doamne, în această dimineață venim în locul acesta ca să Te lăudăm pe Tine, venim în locul acesta ca să ne plecăm fruntea la pământ înaintea Ta și să recunoaștem că Tu ești Dumnezeu, Creatorul Universului și al întregului pământ. Tu, Doamne, ai creat omul și Tu ai creat tot ce există în Universul Tău. De aceea fie ca toate să Te laude pe Tine în această dimineață. Cântarea, închinarea, predicarea, totul să fie la adresa numelui Tău și pentru slăvirea numelui Tău. Aducem înaintea Ta însă și necazurile și problemele noastre. Și, Doamne, în marea Ta bunătate Te rugăm, pleacă-ți urechea spre fiecare geamăt și ascultă rugăciunile noastre, Doamne. Binecuvântarea Ta să fie peste fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus. Amin. Să vă salut pe toți cu drag în casa Domnului. Bine ați venit pe locul acesta. Salutăm tineri aceștia pe toți. Domnul să vă binecuvinteze. Slăviți-L pe Domnul cu o inimă curată și astăzi, pentru că Domnul împărățește, Domnul este pe tron, Domnul vă ține și ne ține pe toți în mâinile Lui. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este adevăr, Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este speranță. Domnul oștirilor, spune Psalmul 46, este cu noi. Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. De aceea, toți aceia care aveți să-i spuneți Domnului în această dimineață un cuvânt de mulțumire, un cuvânt de laudă, o cerere să-i adresați, veniți înaintea Domnului cu bucurie, cu încredere, pentru că Domnul nostru împărățește. El are toată puterea în cer și pe pământ, de aceea încredeți-vă în El. Numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.
peste inimă un gând care nu mi-a dat pace deloc și nu mi-a dat pace nici aici, așa că o să-l pun în practică. Am să rog pe Teodora Conț să vină aici, pe sora Slavița. Vă rog să veniți aici. Dacă în mijlocul nostru mai există cineva care se luptă cu boala în trup, vă invit aici. Dacă mai este cineva care se luptă aprig cu boala în trup. Dacă este aici, mă întreb. Fie că ești musafir împreună cu noi, fie că ești membru al bisericii noastre. Dacă ești aici, te invit să fie aici în față, vreau să ne rugăm pentru noi. Aș vrea să plecăm capetele și aș vrea să ne rugăm. Tatăl care ești din ceruri. Doamne, un medic taie, dar Tu vindeci. Doamne, noi ne rugăm pentru sufletele acestea. Dar Tu ai puterea să vindeci. De aceea noi le aducem înaintea Ta pe fiecare parte dintre ele. Doamne, noi, eu nu le știu numele la toți, dar Tu le cunoști. Eu nu le cunosc problemele fiecăruia, dar Tu le cunoști. De aceea te rugăm să-ți pui mâinile peste ei. Te rog să-ți dai vindecarea Ta peste ei. Doamne, suntem copiii Tăi. Nu cunoaștem planurile care le-ai cu fiecare dintre noi. Suntem chipul și asemănarea Ta. Nu știm ce planuri ai cu fiecare dintre noi. Doamne, fiecăruia dintre noi ne-ai dat zile, ajută-ne să le trăim pentru slava Ta. Și ne-ai spus în cuvântul Tău să învățăm să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Doamne, mă rog pentru toate sufletele acestea care suferă cu boală trupească. Doamne, mă rog să le dai vindecarea Ta, dacă este voia Ta. Doamne, noi nu-ți poruncim, dar Te rugăm frumos. Doamne, așteptăm răspunsul Tău la rugăciunile noastre. Și dincolo de vindecarea trupului, Doamne, mă rog pentru fiecare din sufletele acestea să le dai vindecare sufletească. Doamne, într-o bună zi, oricât am fi de sănătoși, trupul acesta va fi depus în țărână. Pentru că e țărână și se va întoarce în țărână. Dar sufletul, Doamne, cu tot ce a adunat aici în lumea aceasta, se va întoarce la Tine. De aceea te rog, fă să fie acumulat aici viață eternă. Pentru că fiecare dintre noi avem ocazia să ne împăcăm cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Doamne Iisuse, te rog să vindești toate sufletele acestea. Pentru că într-o bună zi să fie în gloria cerească împreună. A Ta să fie slava Tatălui din ceruri. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Dragilor, numele Lui Dumnezeu să fie binecuvântate pentru toate și pentru toate. Amin. Amin. Aș dori să rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care cântă. Vreau să mă rog pentru ei în mod special ca Domnul să-i binecuvinteze cu viață veșnică. Vreau să știți un lucru. Eclesiastul spune așa. Toate lucrurile El le face frumoase la vremea Lui. Sau la vremea lor. Așa că mă rog ca Dumnezeu să vă facă sufletele curate în așa fel încât cântarea voastră să fie curată, să fie pentru slava Domnului. Și la vremea potrivită. Fiecare dintre voi să vă așezați viața
darul și slujirea la picioarele Domnului. Amin. Domnul să fie slăvit prin cântarea voastră. Amin. Amin. Frate Daniel. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră și în această dimineață împreună cu tabăra muzicală din acest an, care a avut loc la Franțe. Mulțumim fratelui Achim pentru găzduire, pentru ospitalitate, pentru primire. Mulțumim fraților care au sponsorizat această lucrare. Mulțumim bisericilor care s-au implicat și aș vrea să amintim bisericile care au fost, Biserica Sfânta Treime, Biserica Organizatoare, Biserica Biruința, din Baia Mare, după aia Biserica Vișeul de Sus, după aia Biserica Vizin, Golgota, Biserica numărul 1 Sighet și Biserica numărul 2 Betania, tot din Sighet. Am avut un timp binecuvântat de o săptămână în această tabără, iar acum mulțumim Domnului pentru că avem ocazia ca să slujim, să lăudăm pe Domnul. Înainte de a cânta cântarea Mâna Lui Cea Tare, care ne-a ocrotit și ne-a păzit și ne-a purtat în toată săptămâna și ne-a ferit de accidente, de orice lucru rău și ne-a purtat braț tare, aș vrea să citesc motoul, cele trei motouri ale acestei tabere muzicale. Psalmul 108 la 1 la 4. Gata mi este inima să cânte Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deșteptați-vă, lăută și harfă. Mă voi trezi în zor de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne. Te voi cânta printre neamuri. Căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri. Iar credincioșia ta până la noi. Următorul motou din Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va bate la ea. La fel și în domeniul muzical. Avem cea mai mare bucurie și șansă să învățăm de mici pe copii, iar când va fi mare, cu siguranță va fi o șansă realnică pentru ei ca să cânte în casa Domnului. Și mă rog la această lucrare ca Domnul să-i întărească și să-i ajute. Iar ultimul motiv, Efeseni 5:19-20. Vorbiți între voi, psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Amin. Amin.
aveți stăruință de el. Căutați mai întâi prin părăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilele cazului. Thank you.
și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. De aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zbădui pământul și s-ar clădina munții în urma lor, chiar dacă ar urla și-ar spune ca valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se putrezi munții, este un rău ale cărui zboare deselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea mare. Dumnezeu este în mijlocul ei, iar nu se creadă. Dumnezeu o ajută nevărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățile se creadă, dar glasurile sună și pământul se topește de groază. Domnul știilor este cu noi. Dumnezeu lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a sunița, a ars cu foc carne de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neam. Eu stăpânesc pe pământ. Este cu noi. Dumnezeu lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Amin. Amin.
să nu se laude. Thank you.
cântăm este din cântările Evangheliei la pagina, la numărul 417. Numărul 417 din cântările Evangheliei. Se aud pași Domnului venind, așteaptă liniștit. Începe în jur de-a plin, Pământul e sfințit. Când El nu e spăcat, e sfânt și prea curat. Rămâi liniștit în fața Lui și fie desmerit. Amin. Care s-a potignit,
orice inimă ce s-a înduit, orice minte, Doamne, care s-a clipărit îndoială, orice trup lovit de boală care tânjește și care se îndoiește. Doamne, iată, și te rog în această dimineață să ne ajut să ne apropiem de Tine, să ne ajut să ascultăm cuvântul Tău și să ne bucurăm, Doamne, de izbăvirea pe care poți să o dea Tu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să faci locurile. Să vorbim în cuvântul Lui Dumnezeu și dacă vă întrebați ce caut eu aici, ce facem în această dimineață, eu cu fratele Daniel, nu am amintit nimic de pierd, da? M-am luat așa din Baia Mare și pentru asta mă bucur și mulțumesc că am rămas și sunt, mulțumesc că eu de câte ori sunt aici. Totuși sunt înscutit în această dimineață, pentru că am fost cu tinerii, copiii aceștia minunați, o săptămână la Hânațe. Ne-am bucurat acolo împreună. Eu cu ei, ei cred cu mine, nu știu, da? Și am avut și 6 tineri din Pierla, cu care am slujit împreună cu familia. În această dimineață, 2 dintre ei și familia a rămas acasă. Copiii cu arătograf, iar soția cu boală a rămas acasă și n-am putut să vină în această dimineață cu noi. Rugăm ca Dumnezeu să-i întărească și să ne ajute să ne bucurăm și să ne dorim cuvântul fiecare. Fetele mele, cele care le cunoaște, de acum tot le aduc de fiecare dată, pentru că asta e o excepție, că nu sunt cu mine astăzi aici, cântă această cântare, chiar în ziua necazului, eu te voi asculta și tu mă vei proslăvi. Au 75 ani, în plin octombrie, au cântat deja în biserică și în curtea blocului, învață și pe ceilalți copilași. Și ne bucurăm, ne bucurăm de slădirea pe care poate să o dea Dumnezeu. De asemenea, m-am bucurat și de, și mă rog, în continuare pentru tinerii aceștia, în ultima seară, care am trecut-o împreună, un timp minunat. Ora, cât o fost, 10:30, 11, da? Nu e un lucru foarte înțelept, pastoral, așa ar trebui să-ar spune, nu? M-ați gândit. Dar și nu a fost nimic răzbunător. Așa am gândit Dumnezeu. Sâmbătă seara, înainte, după ce am făcut curățenie în tabără și pregătindu-ne duminica imediat pentru lucrarea din Calvin și pentru lucrarea din Sighet, a mai fost odată corul cel mare, clădirea cea mare a fratelui Iachim, și am stat la o părtășie, s-a vestit Evanghelia și 13 tineri și-au predat viața Domnului. De aceea, dimineața aceasta, pentru ei, pentru voi și pentru adunare, predic din Daniel, capitolul 6, cuvântul la statornicie. Cu dorința ca să mergem în picioare, să stăm drept. Se caută oameni care să stea drept. Se caută oameni care să stea în picioare. Se caută oameni care să primească pe Hristos în inima lor, să fie mântuiți și mai apoi să meargă să stea în picioare înaintea vremurilor care vin. Statornicia înseamnă, dragii mei, să fiți credincioși celui care va chema. Să nu ne renunțați la slujba la pe care o aveți de făcut. Să nu renunțați la mărturie. Să nu strădezi Dumnezeul și prietenii. Aceasta înseamnă statornicie. Să rămâi în ceea ce ai primit, în chemarea pe care, la care ai răspuns. Statornicia, trebuie să înțelegeți, dragii mei, copiii, tineri, frați și surori, este testată permanent. Nu este nicio clipă în care să zici, astăzi pot să scap și astăzi n-am să fiu testat. Statornicia ta în ascultare de Dumnezeu, statornicia ta în ascultare de cei din familia ta, statornicia ta în relațiile de prietenie pe care Dumnezeu le-a îngăduit să le ai, este testată permanent. Atât în vremuri grele, cât și în vremuri bune. Vremurile grele vin cu spaima morții. Vremurile ușoare vin cu ispita bogăției și a filozofiei. Nu contează în ce fel de vremuri te găsești, fiecăruia dintre voi se cere într-o zi, în fiecare clipă, să mărturisească de partea cui este. În Daniel găsim un exemplu de om care, atunci când vremurile au trecut peste el, dovedește că cei care se încred în Domnul, cei care rămân în picioare, vor fi biruitori. Și aceia vor moșteni cununa. Pentru statornicie, dacă ar fi să amintesc câteva provocări pe care fiecare dintre noi, din vreme în vreme, le găsim în viața noastră și care ne testează statornicia, aș aminti pericolele care vin peste noi. Amenințarea cu moartea dacă îți păstrezi credința.
Vremea martirajului nu s-a încheiat atunci când Nero a ars creștinii ca să lumineze aleile împărătești. Vremea martirajului continuă și mai mulți martiri mor în vremurile noastre decât au murit atunci. De aceea, atunci când pericolele vor bate și la ușa casei tale, tu va trebui să decizi dacă stai în picioare, dacă ești statornic sau dacă te legezi de Cel care este Domnul și Mântuitorul vieții tale. Vremurile grele, războaie, conflicte, nu sunt în România. Sunt la granița României. Și vremurile acestea grele te testează să vezi dacă rămâi în picioare sau dacă te lepezi de Dumnezeu. Lipsurile. Iarăși trăim vremuri binecuvântate. Prea puțin dintre voi au venit la adunare în această dimineață fără să mănânce ceva. Dar au fost vremuri și se prea poate să vină. Vremuri în care lipsa de mâncare și de îmbrăcăminte să fie ceva normal. Și atunci se va testa dacă tu și cu mine, într-o duminică de dimineață, ne-am hrănit, dacă am luat hotărâri sfinte și dacă ne-am dus de aici hotărâți să rămânem în picioare, atunci când ceilalți cad. Sunt pericole pentru statornicia ta. Sunt și de partea cealaltă. Plăcerile acestei lumi, care sunt amenințătoare pentru statornicia ta. Crești în adunare. Vii aici ascuns cuvântul lui Dumnezeu. Și după aia ai vrea să vezi cum e o mâncare. Ai vrea să vezi cum e o băutură. Ai vrea să vezi cum e plăcerea trupească. Ai vrea să fii împreună cu prietenii tăi. Dar ai vrea să fii și în adunare. Ți este testată statornicia. Și se uită Dumnezeu la tine. Și își bate joc diavolul de tine. Pentru că te-ai ridicat în adunare și ai spus un cuvânt. Te-ai ridicat în adunare și am exemple prea multe. De tineri care au stat în amboane, de tineri care au cântat, de oameni care au dus cuvântul lui Dumnezeu și după aia culegem din șanță și îi luăm din spital. Oameni care întorc în spatele lui Dumnezeu pentru ce? Pentru o țigară, pentru o băutură, pentru o clipă de plăcere. Ți este testată statornicia atunci când te ispitește cel rău, atunci când pui mâna și când peste tine vin tot felul de filozofii. Și îți explici ție însuși și ție însă și zici, dar nu-i chiar așa de rău. Dar sunt și alții care fac. Nu știu dacă vrei să mergi acolo unde merg alții. Dar ție și mie ne este testată statornicia. Dacă suntem dintre aceia care stăm drept, suntem dintre aceia care rămânem în picioare. Bogățiile și avantajele materiale. Mai multă bogăție. Să ajung mai sus de unde sunt. Am un avantaj. Vremurile acestea ne dau libertate extraordinară de a investi. De a găsi între noi oameni bogați, oameni potenți. Și nu-i rău. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de oameni care să aibă putere financiară, să susțină lucrarea, să ajute săraci. Dar atunci când bogăția ta se adună, plecându-ți cap, referindu-ți ochii de cel prea înalt, atunci ți este testată statornicia. Prietenii, anturajul îți testează statornicia. Cei mai mulți tineri intră pe calea cea largă a lumii, așa cum o definim noi. Noi avem calea gustă, credințe, mergem sus, din cuvântul, ne învățăm, îi vă învățăm pe voi să umblați în ascultare de Dumnezeu. După aia mergeți la școală. Mâine începe școală. Astăzi vi s-a amintit, da? De la mine, dacă vă spunea numai mâine dimineață cineva. Eu v-am spus de astăzi. Să așteptuți mâine dimineață și vin copii la școală. Îmbrăcați-mi de ce? Sună pauza, aleargă în spatele toaletelor, școlii. Am învățat în vacanță să tu ești ultimul dintre mohicani. Să știe doi capete, da, există. Tu ești ultimul care nu știi. Dar tu ești chiar așa de înapoiată. Tu ești chiar așa de înapoiată. Cei mai mulți, dragii mei, copii de credincioși, falimentează pentru că anturajul are o presiune atât de mare asupra lor. Și pentru că noi, acasă, părinți, nu suntem destul de înțelepți să prevenim. O, al nostru nu face. O, al nostru. Ba da, și dacă nu ești atent, al meu, al tău, poate să calci stău. De aceea vă chem să vă preteniți cu tine pocăiți. Și
să aveți timp de pocăință. Că de prea multe ori, cei da, care se nasc în familie de pocăiți, nu sunt pocăiți, că nu se întâlnesc cu Domnul. Nu știm asta. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea puterea aceasta și să vă ajute. Amin. Mai este o provocare pentru statornicie. Am adus, adăugat-o astăzi. Până astăzi, să știți că n-am adăugat, nu m-am gândit la ea. Este boala. Boala te testează să-ți vadă, să-ți vezi statornicie. Am avut o vară extraordinar de bogată. 4 cluburi de vacanță, 2 tabere, 6 săptămâni de lucru, împreună cu familia, cu soția, cu copii, zi de zi, una cu una, evanghelizări, copii, tineri, în pace, în cor, în nopți nedormite, kilometri, sute, alergări, copiii în mașină, soția cu noi, cu mine. Săptămâna trecută începe să simt rău, nu poate dormi, te deranjează ceva la spate. Duminica a fost la întâlnire de familie la Căpâlna, împreună cu familia noastră, s-a tot mai rău. Marți a fost la un RMN, să vedem ce se întâmplă. O hernie de disc în zona cervicală de 9 mm. Niciodată. Și astăzi stau și mă gândesc că boala testează statornicia. Cu 2 luni în urmă am fost operat de apendice. Duminică seara eram în Ambon, vorbeam, predicam, noaptea m-am dus după un prieten la aeroport până la Grusă, l-am dus la casă, m-am simțit tot mai rău, am dus pe o fertă, nu știu ce, am luat o aspirină, am dormit. Nu mai trezit să-mi simt. Nu mai deranjez noaptea la urmă. Era 3-4, plângeam și mă frământam în pat, până am tratat că s-o ridica soția de ce? Nu știu, am o felă mai ciudată, n-am avut așa niciodată pe asta. Mă deranjează, mai alt, mai rar cu mine. Dimineața am venit la un control la Cluj, la ora 4 m-am rugat în salon, la 6 eram deja tăiat, operat. Miercuri dimineața m-am trimis acasă. Și nu am simțit cu asta. Joi de mi-eram din nou la Cluj, pe deal, împreună cu părinții. Am zis, tot pe put, tot mers. Acum vine, ne uităm la soție, ne uităm în viața. Am aici atâtea persoane care au venit ca să ceară ajutorul lui Dumnezeu și cred că boala ne testează statornicia. Boala ne testează statornicia. Dureri cumplite. Joi, ne pregătim să mergem joi seara la adunare și întreb soția, întreb pe Găbița, vii și tu la adunare? Ce? Mă duc, de ce să nu mă duc? Vezi că am acasă cu mă de la biserică, tot mă doare. Mai bine să mă doar în casa Domnului, zice. Tot ce ți se cere ca să poți să te duci înainte, uneori nu ești altceva decât să minți, să te lepezi de Hristos. Și toate astea testează cioșia ta. Dragul meu, Dumnezeu îți promite că te duce cel mai sus. De ce să renunți la El? El vine și spune, te iau, ești în groapa morții, din fundul mocirii. Te ridic până în gloria cerească. De ce să renunți la mine? Jim Elliot spune un citat celebru este în cartea lui, Porțile Splendorii. Nu este nesăbuit cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu are cum să piardă. Nu mai citesc o dată. Nu este nesăbuit cel care renunță la ceea ce nu poate păstra. Am vrea să ne păstrăm lucrurile astea, dar spune nu, să renunți la astea, nu-i nesăbuit. Ci să câștigi ceea ce nu se poate pierde. Asta e adevărat înțelepciune. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere. La fiecare dintre noi să fim statornici pe care și să câștigăm ceea ce nu putem pierde. Daniel ne stă înaintea noastră ca un exemplu extraordinar. El este acela care are o oportunitate deosebită. După 60 de ani de credincioșie înaintea lui Dumnezeu, Daniel ajunge să fie al treilea în împărăție. Da? Printre cei trei care se ocupau de treburile împărăției. Și împăratul Dariu s-a gândit și a zis, vreau să-l pun mai mare peste toți. Văd că are un duh înalt. Văd că are un duh extraordinar. Vreau să-l pun mai presus de toți. În gripa aceea a venit un duh de invidie între ceilalți colegi ai lui
și au încercat să îl prindă și să-l facă să renunțe la Dumnezeu. Acum, nu au încercat să... Și Daniel nu era ispitit, dragii mei, să mai câștige $1000. Sau să avanseze poziția de director executiv. Sau să fie reprezentant în nu știu cărei firme pe județul Maramureș. Da? Nu, nu la asta era ispitit Daniel. Ci el era ispitit să fie cel mai mare în conducere peste cel mai mare imperiu care s-a găsit atunci peste 1000 de ținuturi, care poate fiecare dintre era în România. Și el era ispitit să renunțe un pic la Dumnezeul lui 30 de zile. Nu-i mult. Și dacă va renunța la Dumnezeu, va ajunge să fie, după împărat, cel mai mare, peste cea mai mare împărăție care exista. Nu vreau să greșesc, dar mă gândesc că America zilelor noastre nu era așa de faimoasă cum era împărăția lui Dariu în acele timpuri. Cei mai mulți dintre noi ne-am frânge culoarea de pe cap, în fața unei asemenea tese. Că ne frângem pentru un punct la școală. Copiem pentru o nimica toată. Nu ne cumpărăm bilet de tramvai pentru două stații. Mințim pentru mărunțișuri, de după aceea încercăm să uităm și zicem, a, am avut așa un pic de amnezie. Ne mințim copiii, copiii își mint, da, părinții, soțul pe soție își ascund lucruri și dintr-o dată să-ți vină cineva să spună, dacă lași pe Dumnezeu un pic, îți dau primăria, îți dau bogăția, îți dau ce vrei tu. Cei mai mulți dintre noi s-ar frânge. Cei mai mulți dintre noi ar spune, e șansa vieții mele. E ceea ce, dacă stau să-mi explic eu bine și mă socotesc eu așa în adâncimea și în ascunzișul inimii mele, poate chiar o șansă de la Dumnezeu. Poate chiar Dumnezeu îmi trimite. Am fost credincioși 60 de ani, că la Daniel n-a venit după împruncie. Împruncia a fost testat odată și a hotărât să nu se spurce. Această hotărâre de a nu se spurca n-a ținut un an, n-a ținut doi, n-a ținut trei, a ținut împărății, a ținut peste împărați, a ținut 60 de ani și Daniel era la 80 și ceva de ani și era unul care stătea drept. Stătea drept. Și vin oamenii și zic, dacă nu te oprești din asta ce faci tu, atunci poziția ta și viața ta. De poziție parcă mai putem scăpa. Dacă ne atinge la viață, parcă am vrea să facem orice să scăpăm. Cum a fost Daniel și ce a făcut? Statornicia de care Daniel a dat dovadă. Daniel se ruga pe de trei ori pe zi. Știți de ce? Și cum? Cum făcea? Când a învățat să se roage Daniel de fiori pe zi? Atunci, la necaz, înaintea examenului, înaintea bolii, înaintea neputinței, atunci a început Daniel să se roage de fiori pe zi. Daniel a rămas statornic, pentru că el a fost statornic și în vremuri bune, și în vremuri rele, și în împărății mai bune, și în împărății mai rele, și când a avut din veșul în cale, și când a trebuit să mâncele bune. Daniel a rămas statornic. Daniel a luat o decizie. Și aș dori să înțelegeți că a fi statornic este un aspect de decizie. Este ceea ce tu hotărăști în această zi cu Dumnezeu. Ceea ce ai hotărât atunci când l-ai primit pe El în inima ta. Este ceea ce tu ai hotărât pentru viața ta și Dumnezeu te îngăduie în lumea aceasta ca să vadă dacă tu rămâi statornic. Este un aspect de decizie. Pentru Daniel, de peste 60 de ani îi slujea lui Dumnezeu și nu s-a îndoit nicio clipă că el va rămâne statornic, că Dumnezeu care îi slujește și care este suveran, privește spre el și atunci tot ceea ce el trebuie să facă este să-și plece ființa înaintea lui și să se uite spre Dumnezeu. Și a zis, Doamne, aceasta e relația noastră. Asta vrem să facem noi. La asta m-ai chemat. Și m-ai chemat din pruncie și mă duc până la adânci bătrâneț și apoi o să mă duc în veșnicie cu tine. E decizia lui Daniel. Și când vin oamenii să te ispitească, ceea ce îți rămâne ție, dragul meu, este decizia pe care a luat-o în inima ta. Când te lovește boala, când te lovește neputința, când te ispitesc banii,
când te ispitește bogăția sau îți este amenințată viața. Ceea ce rămâne e decizia pe care o luat înaintea lui Dumnezeu. Dacă suntem oameni care evităm deciziile, dacă suntem oameni care ne ascundem, lasă că mâine, poate poimine, poate în alt context, nu chiar acum, și evităm pe Dumnezeu, evităm biserica, evităm familia, evităm soțul, soția, evităm copiii, copiii evită, nu luăm decizii, nu vrem, e prea drastic, e prea serios, e, dragul meu, nu faci altceva decât să rămâi bătut de vânt încoace și încolo. E doar bunătatea și harul lui Dumnezeu că te mai ține în viață. Pentru că tu ești chemat să te hotărăști pentru Dumnezeu. Tu ești chemat să stai în picioare pentru Dumnezeu. Tu ești chemat să fii unul care să experimentezi ce înseamnă să te înalți cu Dumnezeu. Nu să te pleci sub poverile acestei lumi. Și te chem în această dimineață. Ia decizie pentru Dumnezeu. Uite-te în adâncul ființei tale. Și cât îți este de greu. Cât ne este de dificil. Toate lucrurile astea pleacă. Nu vine să buiești. Să te legi de El. Și renunță la tot. Ca să câștigi ceea ce nu poți fi. Amin? Dar ei vă dau un exemplu. Policarp. Policarp a fost ucenic al apostolilor și a fost numit apostol Ioan, de apostol Ioan Episcop al Smirnei. A făcut multe lucrări, vă citesc doar o caracterizare a vieții lui. În Asia Mică avea mare influență. Fiind numit de necreștini, să atenți, necreștinii, nepocăiți, îl numeau pe acest Episcop al Smirnei, învățătorul Asiei, părintele creștinilor, nimicitorul zeilor. Atâta era de puternic pentru Dumnezeu încât Policar, necreștinii l-au numit învățătorul Asiei, părintele creștinilor, nimicitorul zeilor. Și vine ziua în care credința lui este testată. Proconsulul roman îl pune să se lepede de Hristos. Și spune, dacă nu te lepezi de Hristos, te pun pe rug. Te așez pe rug și vei afla. Răspunsul lui Policar. De 86 de ani îi slujesc și nu mi-a făcut vreodată un rău. Cum aș putea să-ți jignesc pe regele meu care m-a răscumpărat? De 86 de ani îl slujesc și nu mi-a făcut niciun rău. Cum să mă leapă de el? De 15 ani îl slujești și nu ți-a făcut niciun rău. De ce să te lepezi de el? De 40 de ani îl slujești. Ți-a făcut vreo rău, frate și soră. Nu ți-a făcut niciun rău. De ce să te lepezi de el? A fost pus pe rău. Spune istoria Bisericii Creștine că focul nu l-a putut ucide. De aceea a trebuit să fie stăpâns cu un fundal. A rămas ca mărturie. Statornicia lui Daniel s-a bazat o decizie serioasă. Decizia s-a văzut în faptul că nu s-a ascuns. Nu i-a fost rușine că este pocăit. Nu i-a fost rușine că este pocăit. Vă cheamă Dumnezeu pe voi, dragii mei, mergeți bine la școală. Niciunul dintre voi n-are de ce să vă fie rușine că sunteți pocăiți. Dacă sunteți pocăiți. Da? Dacă sunteți pocăiți. Dacă sunteți pocăiți, trebuie să luați o decizie. Astăzi, încă o dată, aveți ocazia asta. Dar mergeți bine la școală și trebuie să pocăiți. Daniel nu s-a spus. Pentru că el știa cui slujește și știa cine este aproape de el. Știa care sunt valorile. A deschis geamul, se ruga, exact ca înainte. Știa că vin vânditori, știa că sunt spioni. Acolo a interesat, el se ruga. Pentru că știu în cine se crede. Nu s-a ascuns deloc. Vladimir Bukovski, un contestatar al comunismului din Rusia, vechea Rusie. Într-o bună dimineață, din anii 70, primește o convocare să se ducă dimineață la sediul KGB. Le explicați dumneavoastră copilor pentru voi, voștri cei KGB-ul, da? SRI-ul rusesc. Serviciul de securitate rusesc. Nu vrei să te pui cu ei. Mai ales în vremurile comuniste. N-ai vrea să te pui cu ei. Cei mai răi, cei mai feroci, cei mai înspăimântați, cei din cei rău și negru. În lumea asta, KGB-ul. Și primește omul nostru o înștiințare. Nici măcar nu vin, știi, și că dacă te ia dintr-o dată și te duce la secție, parcă zic, asta e, mă prind. Îți lasă în poștă și mâine dimineața să vii tu de bună voie. Cum vorbiți noaptea aceea? Cum te așezi cu capul pe pernă? Cum te străduiești să te odihnești? Ce reacție să ai tu în mintea ta, în trupul tău? Ascultați-l pe el. Când a primit convocarea la sediul KGB, nu am putut să dorm toată noaptea. Firește, am spune noi.
Firește că nu poți să dormi. Te cheamă SRI-ul, te cheamă KGB-ul, te cheamă vrăjmașul. N-ai cum să dormi. Și am zice noi, îl înțelegem pe om. Nu poate să dormă de teamă, de neliniște, de frică, își pierde viața, își pierde familia. Dar el spune, nu am dormit nu pentru că mi-era teamă de îngrijorare sau de emoție, ci n-am dormit de nerăbdarea de a le striga adevărul de la obraz. N-am dormit de nerăbdarea de a veni zorii zilei, să mă îmbrac în cel mai frumos costum al meu, să mă duc la ușa KGB-ului, să fiu primul acolo. Și când vin toți acei ofițeri să le strig adevărul de la obraz și să intru în ei, citesc, ca un tar. Aceasta a fost decizia lui Vladimir Bukovski. N-am dormit pentru că mi-era frică de viața mea. N-am stat vârpolindu-mă în așternut pentru că vai ce mi-o face, ce mi-o lua și ce mi-o spune mai acolo. Abia am așteptat să vină dimineața. Am fost primul acolo. Să le spun adevărul de la o casă. Și să intru în ei ca un tar. Biserica lui Hristos suferă, dragii mei, și noi suferim. În vremuri în care toată lumea ne îndoaie, toată lumea vrea ceva de la tine și sufletul tău se chiricește, reacțiile tale se împuținează și Hristos îți stă ascuns. Daniel s-a rugat, a luat o decizie, nu s-a ascuns, se ruga de 3 ore. Și nu se ruga, dragii mei, pentru că era legalist. Dar nu se ruga pentru că l-au învățat părinții și trebuie să te rogi de 3 ore, dar dacă nu te rogi de 3 ore, atunci ești blestemat. El se ruga pentru că avea o relație cu Dumnezeu, pentru că citea cuvântul, pentru că se bucura cu Dumnezeu. Asta ne cheamă Dumnezeu, să avem o relație cu El. Să te rogi pentru că vorbești cu El. Pentru că îi spui dorul inimii tale, pentru că îi spui nevoia inimii tale, pentru că ți-e drag să vorbești cu El. Deci vă chem să vă rugați. Să ne bucurăm în El, să stăm în El. Daniel cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 9 din Daniel ne spune că el a înțeles vremurile de pe Ieremia. El se dă cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și cât îl avea, cât îl avea, îl citea. Voi sunteți cei mai binecuvântați. Cred că sunteți cei mai binecuvântați, cele mai binecuvântate generații care există pe fața acestui pământ. Avem scripturile la noi în biblioteci, nu într-o traducere, nu știu câte traduceri, nu într-o limbă, nu știu câte limbi. Tot ceea ce trebuie să faci este să-L citești, te apropii de Dumnezeu. Daniel făcea toate astea pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu. Daniel știa ce-a putut face Dumnezeu și-a amintit de prietenul lui, în cuptorul cu foc, și și-a amintit că Dumnezeu i-a izbăvit din cuptor. Acum, noi am vrea să fim izbăviți din fața cuptorului. Și desigur, mă gândesc, Doamne, dar nu poți să nu treacă Iureșul peste noi. Să ne-l areți așa de departe și în ultima clipă să ne scoți de acolo. Dumnezeu i-a salvat pe cei trei tineri din cuptorul cu foc. Dar Dumnezeu s-a coborât cu Daniel în groapa cu lei. Treci prin boală, treci prin suferință, trece prin fel și fel de boli. Bine ajuns. Dumnezeu este Cel care ne amintește că este superat și că El poate să facă lucruri care nu ne sunt în credință. Mă rog ca Dumnezeu să te țină în picioare. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să umblați cu El. Vine dimineața în care împăratul se apropie de Daniel și spune, oare a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești? Cum? Cum îi slujești, Daniel? Necurmat. A putut Dumnezeul tău care îi slujești necurmat să te scape? Și Daniel răspunde din groapă ca și unul care și-a luat micul dejun, și-a luat cafeaua, a avut timp de părtășie cu Dumnezeu și-a citit Scriptura, s-a rugat deja, s-a uitat la zorii zilei și zicea, am multe de făcut astăzi. E o zi la împărăție care trebuie să mă duc să-mi spun socotelul. Veșnic să trăiești, împărate! Nu s-a găsit nimic rău înaintea cerului și înaintea ta. Dumnezeu a trimis îngeri ca să țină gura leilor. Săracii lei, ce noapte de foame au fost. Pentru că în mijlocul lor era un om al lui Dumnezeu. Un înger le închidea gura. Pentru că Daniel era stator. A stat drept. Și nu s-a plecat. Cine te poate face pe tine să trădezi pe Domnul și pe Mântuitorul vieții tale? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?
necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori în acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Slăviți să fim Doamne. Amin. Romani, capitolul 8, 35-39. Nimic va putea să te despartă de dragostea lui Dumnezeu. Daniel a știut, Pavel a știut. E o întrebare pe care, cu siguranță, că trebuie să ți-o pui. Dacă tu știi, și dacă tu știi că, într-adevăr, Dumnezeu te poate ține, că Dumnezeu te poate păstra, dacă tu hotărăști să rămâi cu El. Dacă tu hotărăști să rămâi cu El. Tot ce ai de făcut ca să reziști este să îl iei pe Dumnezeu de mână și să te duci cu El mai departe. Să lași pe Dumnezeu să spoarte pașii vieții tale. Să lași pe Dumnezeu să coboare durerea inimii tale. Lași pe Dumnezeu să poarte suferința Duhului tău. Să te duci cu Dumnezeu. Să le iei de mână, să zici orice ar fi. Eu nu te las. Eu nu te las pe mână. Găduiți-vă o ultimă ilustrație care îmi vine pregătită din tablă. În timp ce tinerii aceștia repetau multe ore nesfârșite, un trei dirijori extraordinari, da? Care unul îi lăsa și altul îi lua. Și ei săracii tergeau acolo și... Da? S-a meritat. Că fără luptă, nu-i cu nună. De timp ce era un post, în clădirea cea nouă și vedetau, fica mea cea mică, Ania, m-a rugat să-i sparg nuci pers, să mănânce miezul. Nu știu, dacă fratele Achim nu mai are nuci pe nu, datorită nouă. Mie și la ei. Cere tare, dar e nu ce lipsă. Oricum, stăteam acolo la nuc, care o leagă mare, fratele Achim, o dădeam pe leagă și tot îi spărgeam nuci și desfăceam coaja aceea gata cu miezul frage și îi dădeam să nuse. Îi plac foarte mult. Una, două, trei, patru, cinci, zece, zi după zi. Mâinile mele au devenit negre. Mâini de păstor, negre. Da? În tabă. N-ai mediu cuvinț, n-ai mai cuvinț, n-ai... Trebuie să faci o alegere. Da? Stai cu fiica ta și o ajut să se simtă bine și, sau rămâi tu să alegi bine. Decizia a fost simplă pentru mine. I-am desfăcut câte nuci a avut și cât a făcut. Lecția pe care am învățat-o și pe care vreau să o urmăriți cu mine este că după câteva zile, când mâinile mele s-au murdărit, trebuia să treacă acolo o vară, ceva, trebuia să treacă peste o pietricică. Și în momentul când am vrut să o ajut să treacă peste copul acela, i-am întins mâna. Când i-am întins mâna, atunci i-a realizat că mâna mea este murdară. Și bine învățată de maica, nu dau mâna cu tine murdar. Și am stat și m-am uitat la ea, avea nevoie de ajutorul meu. Era murdar, o murdărie care nu se duce. Și atunci am stat și am zis, Ania, eu sunt murdar pe mine. Din pricina ta. Eu astăzi sunt murdar pe mine. Din pricina ta. Pentru că te iubesc. Și pentru că ți-am curățat mult. Și murdăria asta nu se duce. Și a fost decizia mea. Ca indiferent cine mă va vedea și ce va crede despre mine, că umblu sau nu umblu, eu să mă murdăresc pentru tine, ca tu să te poți bucura. Mi-a apucat mâna. M-a ajutat-o să treacă. Vezi în acea cameră, a luat niște serpețele umede și tot vreau încerca să mă curez. Asta a făcut Hristos pentru tine. E palidă imaginația asta, imaginația, e palidă. L-ai folosit toată.
Asta a făcut Hristos pentru noi. El a venit aici în lume și zice, dragul meu, tu nu poți. Dar eu pot. Și am coborât din strălucire până la tine și m-am lăsat scăpus și sângele îmi curge din mâini. Pentru ca tu și cu mine, tu și voi, oameni, sclavi, să vă puteți apuca de mână și să vă pot duce în fericire. Se caută oameni care să stea drept. Se caută oameni care să fie statornici. Nu vrei să fii unul dintre aceia. Nu vrei să fii unul dintre aceia, să fim noi, dragii mei, dintre aceia care să-L apucăm pe Hristos de mână și să spunem, nu te mai lăsă până ne ajungem acolo pe unul cu tine. Și când vine boala, și când vine încercare, și când vine mircat, și când vine deputință, și când vine durere, și când vine lipsurile, și când vine orice ar veni, eu mă țin de mână. Deci tu ești Domnul meu. Eu sunt Domnul tău. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să rămânem statornici și să împlinim cuvântul din finalul cărții Daniel. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor, vor rămâne tari și vor face mari. Aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor, care se vor ține de mână cu El, vor rămâne tari, vor rămâne statornici și vor face mari. Doamne ajută, Doamne dă izbăvire. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se. Doamne, în dragostea ta de-a lungul viacurilor, ai fost statornic față de noi. Ne-ai binecuvântat, ai udat pământul acesta, l-ai făcut să rodească, ne-ai dat hrana cea de toate zilele și dincolo de grija ta față de noi ca și ființă umană, Doamne, te-ai îngrijit ca și mântuirea noastră să se vadă în inima ta. Mulțumim că l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos. Și mulțumim, Doamne, că în veșnicia trecută, atunci, Doamne, când Tu ai hotărât ca Fiul Tău să moară pentru noi, atunci, Doamne, pe vreme când noi eram încă păcătoși, Domnul Iisus a venit în lume. S-a născut din carne și oase ca și noi. Și a murit pentru fiecare dintre noi. Doamne, mulțumim că oricât de firești am fi noi, mulțumim că ori de câte ori umanitatea a ridicat pumnul spre cer, făcându-te vinovat de toate dezastrele din lumea aceasta, uitând că tot ce există în lumea asta rău este din pricina neascultării noastre de tine. Mulțumim, Doamne, că în ciuda răutății noastre, Tu ți-ai arătat dragostea față de noi. Doamne, cum am putea răsplăti noi o asemenea iubire? Cum am putea, Doamne, altfel decât invitându-Te în inimile noastre? Doamne, mă rog pentru toți frații și surorile mele care au încheiat odată un legământ cu Tine în apa botezului. Doamne, reaprinde dragostea noastră față de Tine. Doamne, Te rugăm, ajută-ne să fim oameni statornici în credință. Oameni statornici în necazuri, oameni statornici pe calea Domnului, oameni care nu doresc cu niciun chip să lărgească nici într-un fel căile Domnului, ci merg oricât ar fi de strântă și de îngustă calea Domnului, se duc pe această cale. Învață-ne să purtăm poverile Tale, Doamne. Mă rog pentru cei care n-au încheiat un legământ cu Tine. Mă rog să le dai putere în această zi, să-și dorească și ei să fie ai Domnului, să-și facă obiceiul de a umbla cu Domnul în fiecare zi, de a nu Te lăsa pe Tine, Doamne, și a apuca lumea aceasta cu toate ofertele ei. Doamne, mă rog pentru copiii și tinerii care vor începe școala foarte curând. Doamne, mă rog să-i binecuvintez. Și acolo când vor fi supuși
presiunilor, grupurilor din care vor face parte. Doamne, mă rog să-i ajut să-și amintească să umble cu Tine. Amin. Doamne, nu-i lăsa pe copiii noștri să se lepede de Tine. Amin. Mă rog pentru cei care încep mâine școala, în gimnazii, în licee, pe unde vor fi, Doamne. Mă rog să le aduci aminte să umble cu Tine. Mă rog pentru tinerii care vor începe puțin mai târziu în facultăți. Te rugăm să-i ajut să-și amintească, să umble cu Tine. Să rămână statornici. Doamne, presiunile lumii vor fi tot mai mari. Dar Te rugăm prin puterea Duhului Tău Sfânt, dă-ne putere tuturor să rămânem credincioși. A Ta să fie slavă. A Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.